Nu există o soluție miraculoasă pentru ieșirea termică a Suceava din blocaj, este de părere președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, care arăta că există un blocaj foarte mare legat de situația termică a societății care aparține primăriei. Nechifor spune că șeful administrației municipiului, reședințe de județ, Ion Lungu, poartă discuții cu responsabilii Direcției Generale a Finanțelor Publice, urmând ca ulterior să se adreseze și Ministerului Finanțelor Publice. Încercăm să găsim nu o soluție miraculoasă, ci una care se poate într-adevăr implementa și chiar în acest moment sunt convins primarul Lungu poate deja discuții cu finanțele publice la nivel de Suceava și ulterior să vorbim și în București, pentru că Guvernul României în acel plan de reducere de arierate a furnizat și o variantă care putem să o aplicăm în plan local și anume aducerea banilor care sunt prevăzuți în trimestrul 3, trimestrul următor care vine după această perioadă, în trimestrul 2, în trimestrul actual, așa încât din acele resurse pe care le mutăm din T3 în T2 să putem să achităm o parte din arierate care sunt constituite către ACET. ACET-ul are la momentul actual de recuperat de la termica o sumă importantă, peste 12 milioane de roni, dar discuția pe care am avut-o cu primarul Lungu și cu cei de la finanțe și ulterior, repet, cu factorii guvernamentali, sper să ne clarifice și să putem folosi acei bani care sunt în trimestrul următor, acum, pentru că situația la termica se întâmplă acum, în această perioadă și la acest la fel. Drept urmare, președintele Nechifor a accentuat că insolvența termică trebuie analizată foarte atent și că dacă nu încasează acei bani, acest va fi într-o situație foarte delicată.